Primarul Sucevei Ion Lungu susține că nu poate preciza un orizont de timp pentru reluarea activității în centru comercial Bazar. El a declarat că nu se ajungea la această măsură radicală dispusă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență dacă era respectat termenul dat pentru relocarea celor 150 de chioșcuri. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că bazarul rămâne închis, așa cum a dictat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. El a precizat că a avut noi discuții cu conducerea inspectoratului, care a indicat măsurile minime necesare pentru redeschiderea centrului comercial, care trebuie să fie dublate de asumarea conform legislației a unui grafic pentru conformarea la toate cerințele pompierilor. Problema cea mai importantă rămâne această problemă de reamplasare, repoziționare a chioșcurilor de acolo. Sigur că normativele pe linii de securitate la incendiu s-au modernizat, se cer foarte multe lucruri, dar dacă ne întoarcem măcar la ABC-ul elementar, și aici o spun ca și în calitate de conducător de unitate economică la vremea respectivă, spunea foarte clar să ai accesul, să ai hidranți funcționali, să ai rezerve de apă. Despre asta era vorba și restul lucrurile se puteau discuta. Deci eu sper să nu pot să dau un termen. Am spus că dăm sprijinul comercianților din bazar să se mute cât mai repede. Avem formații acolo în bazar și conducerea direcției piețelor. Stăm la dispoziție să-i ajutăm să se mute și să îndeplinim aceste condiții minimale care le-am spus, pe care să încercăm o solicitare la pompieri pentru redeschiderea activității. Astăzi nu pot să înaintez niciun termen. Vă spun, în primul rând, suntem condiționați de această reamplasare a chioșcurilor. Bazarul din Suceava a fost închis luni în urma verificărilor făcute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Complexul comercial a fost închis întrucât nu respectă normele de pază și siguranță la incendii. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui, a declarat că activitatea din bazarul din Suceava a fost suspendată după controlul de luni dimineață și că bazarul va fi redeschis după ce vor fi respectate normele impuse. Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat că nu este o surpriză, menționând că i-a atenționat pe comercianți că se va ajunge în această situație. Tot el a explicat că aproximativ 150 de chioșcuri ar urma să fie mutate și că speră că proprietarii lor vor înțelege această situație și vor accepta mutarea, menționând că o parte dintre ei și-au exprimat deja acordul. În bazar sunt în prezent circa 1800 comercianți.